pregătitoare sărbătorii, oamenii sunt încărcați de pachete? Nu este uneori de râs? Ce vor ei de fapt? Vor, desigur, ceva care are de a face cu bucuria, cu pacea, dar se găsesc ele printre cadouri sau la masa festivă? Crăciunul nu este sărbătoarea fripturii, lângă pomul plin cu beculețe. Și nici nu este sărbătoarea sentimentelor frumoase. Crăciunul este sărbătoarea copilului neajutorat, a ieșilei coale, a familiei care este în stradă. Este sărbătoarea unui Dumnezeu care se îndreaptă spre cei săraci, spre cei părăsiți, respinși, însingurați. Oamenii vor avea o mare bucurie interioară și o pace profundă, care fac simțită iubirea în lume de azi, nu cu vorbe frumoase, ci cu fapte. Numai cu bani și ajutor organizat, nu vor diminua suferința, mizeria și singurătatea. Mult mai important sunt oamenii vii, cu brațele deschise și cu inimă mare.